Am revenit și o facem spectaculos, domnilor și domnilor, candidații lui Soros și Col de aruncă în aer alegerile, gafele și minciunile care schimbă scorul electoral. De ce fuge Joana și de ce minte Lasconi? Am prins pe amândoi candidații lui Col de aruncă. Iar consilierul lui Lasconi filmat la Partidul și Șocarilor. Vorbim și despre doctorița internată în comă la terapie intensivă și miracolul de Sfânta Parascheva. Preotul Vasile Ioana mărturii după marele pelerinaj. Iar Becali și Simeon au început ofensiva, avem imagini spectaculoase cu ei. Breaking news. Breaking news. Domnilor, ați văzut imagini de la spectaculosul pelerinaj de Sfânta Parascheva de la Iași. Astăzi, record de participare după toate informațiile pe care le avem. În direct alături de noi, un duhovnic iubit de români, preotul Vasile Ioana. Bună seara, părinte, mulțumesc că sunteți alături de noi. Bună seara, dragul meu Victor, să te binecuvinteze Dumnezeu și să-ți binecuvinteze Dumnezeu munca ta. Și să-i ajut pe oameni să fie mai buni. Însă din ce am observat în seara asta, eu nu prea mă uit la televizor, dar pentru că m-ai sunat și am primit binecuvântarea Patriarhiei să participe la emisiunea ta, m-am uitat puțin, dar e mult scandal, omule, Doamne ferește, Doamne ferește, Doamne ferește, Doamne ferește, dar se întâmplă și te nimerește. Se întâmplă, firar să fie, da. Cum se... Ce s-a întâmplat astăzi la Sfânta Parascheva este o altă Românie, Victor. E o Românie matură, o Românie înduhovnicită, o Românie plină de har, cu oameni care au dragoste, care au răbdare și care se urcă din har în har spre o stare duhovnicească de pace pe care numai sfințenia ți-o dă. Știi că sunt trei tipuri de credincioși. Noi suntem, nu știu, 15 milioane de ortodoxi, dar sunt trei tipuri de ortodoxi. Credincioșii de an, Aia care merg odată pe an la Paște, noaptea de Paște, iau repede, am auzit pe unul în noaptea de Paște, zice, hai fă să mâncăm, fă mielul, fă că zice că trebuie să-l mâncăm la miezul nopții, lasă slujba popilor, hai la miel. Deci sunt aia de an, credincioșii care vin o singurată. Ai doilea credincioși sunt credincioșii de duminică, adică cei care vin duminica la biserică sau mai rar așa din când în când, la botezul, la cununii. Și a treia categorie, credincioșii practicanți, cei care vin duminică de duminică, țin toate posturile, cele patru posturi de peste an, postez miercurea și vinerea, se împărtășesc și se spovedesc des. Aceștia sunt, de fapt, candela aprinsă a neamului românesc. Acești cei mai buni credincioși sunt bunicile noastre minunate, mamele noastre jertfitoare, oameni minunați care, de fapt, țin România asta. Asta e România aia profundă. Și mă bucur că presa, iată că privește cu ochi frumoși această mulțime de peste 300.000 de oameni, pentru că de obicei în alți ani, să mă iert că o spun, Victore, dar uneori presa o punea la peorativ, așa, dădea un interviu cu două băbuțe, că am venit și o maică pe aici și de fapt uitau să vadă mii de tineri care vin, oameni care vin din străinătate, zeci de mii de oameni care călătoresc sau ore întregi, pentru ce? Pentru ca să capete harul lui Dumnezeu. Asta este o chestiune de credință, de simțire, de trăire, care îți aduce o pace. Nu poate înțelege decât cel care o trăiește. E ca îndrăgostirea, ca îndrăgostirea. Tu te îndrăgostești de cineva, ai văzut tinerii care stau pe bancă, în parc, plouă, ninge, frig. Îndrăgostitul înțelege numai el ce înseamnă asta. Știi, cam așa e și cu cei care stau acolo. Sunt îndrăgostiți de Dumnezeu și de sfinți. Păi da, părinte, dar la îndrăgostarea aia din parc, de stai în frig, în ploaie, nu știu ce, până la urmă scopul final este să o ducă pe aia mică la așternut. Adică există un scop în definitiv, hai să spunem, eminamente trupesc în toată povestea asta, dincolo de fiori. Da, că mi-ai spus asta, eu spun că scopul final este unirea cu Dumnezeu prin jertfă. Oamenii ăștia sunt candele aprinse de har.
Ei se unesc cu Dumnezeu prin rugăciunea asta, prin răbdarea asta, Victore, unirea copilului, tânărul ăla, sigur că vrea ceva de la legătura aceea, păi... dar în duh, noi când ne ducem și stăm la coadă, uite-te ce contrast este în lumea asta fast food în care trăim și consumeristă, versus să stai ore întregi, să te reculegi, să te gândești la tine, mai la viața ta duhovnică, să te rogi pentru familia ta. Și atunci noi, practic, ne înduhovnicim acumulând harul lui Dumnezeu prin această stare de disconfort fizic, dar de confort al rugăciunii. Dragi. Că tot vorbeam de disconfortul fizic, vine și întrebarea aia. Ce poate genera atâta energie și voință într-un om să stea 20 de ceasuri, spre exemplu, la coada aia absolut gigantică, să ajungă într-un final să se reculeagă, așa cum spui tu, părinte, la moaștele Sfintei Paraschive? Pe omule, uite, eu spun în limbajul meu urban, că eu sunt preot în centru București, limbajul meu urban. Deci fii atent, eu dacă e ziua unui prieten bun, dacă tu mă chem la ziua ta, da? Victore, nu te refuz, da? Eu vin la ziua ta, când vin la tine și e prețios pentru tine, în ziua în care tu te sărbătorești, oamenii ăștia au venit să o sărbătorească pe Sfânta de ziua ei. Și atunci au făcut gestul ăsta de iubire, pentru că dacă ești prieten cu Sfinții, primești un dar de la Sfântul respectiv în schimbul efortului ăsta și primești harurile și darurile Sfântului. Aici e taina, că dacă tu ai speranță și te așezi pe umerii Sfântului, ai văzut cum stau copiii pe umerii părinților și primesc putere de la părinți, așa stăm noi pe umerii lui Dumnezeu, pe umerii Sfinților și de pe umerii Sfinților vedem veșnicia. Noi ne pregătim, dragul meu, pentru vremuri grele. Și atunci omul credincios capătă răbdare, capătă înțelepciune. Uite, eu am fost la Chișinău ieri ca să mă rog la Dumnezeu pentru românii de acolo, minunații români care vor avea duminica viitoare, o duminică extrem de importantă, istorică, și am rugat să se gândească la Ștefan cel Mare și să se întoarcă cu fața către Ștefan când se duc duminica viitoare în 20 octombrie, zi istorică pentru moldoveni. Mă refer la cei de peste Prut. Și când m-am întors de la Chișinău la avion, coada aia mare de la intrare, pentru că e non-Schengen Republica Moldova încă, era o coadă mare acolo și erau românii agitați acolo, supărați, nervoși. Și mă uitam la coada de la Sfântă, ce contrast între cele două cozi de oameni. Oameni așezați, oameni liniștiți. Ce îți dă Sfânta? Îți dă miracolul credinței care vine în urma unei jertfe. Credința nu e posibilă decât prin iubire, omule. Și dacă îl iubești pe Dumnezeu, înțelegi ce e transcendent, adică dincolo de ceea ce este în imediatul ăsta consumerist, care astăzi ne aglomerează viața. Nu ar trebui să ne grăbim în tot ce facem. Ar trebui să înțelegem că bunicii noștri, străbunii noștri, ne-au lăsat o credință care ne dă o rezistență interioară. Astăzi, România este un furnizor de securitate în lume. Tu știi ce e în lumea asta, da? Că ți-e și frică să te duci în țări occidentale acum. Înainte credeam că tot binele numai de acolo vine. Uită-te că astăzi România are pace, are stabilitate, are liniște, are un popor așezat și răbdător și iubitor. Slavă lui Dumnezeu pentru asta. Părinte, hai să spun o întrebare, era să zic de profan, de credincios de la de duminică, de nunți botezuri cu metri, că doar ne cunoaștem de atâția ani de zile. Ce a făcut așa de spectaculos în istorie Sfânta Parascheva în comparație cu ceilalți sfinți venerați de asemenea de credincioși, astfel încât la pelerinajul la moaștele ei de ziua ei să fie adunarea aia de 300.000 de oameni de care vorbești, în comparație, repet, cu faimosul Sfântul Gheorghe, la ale cărui moaște vin mii de oameni, dar nici pe departe de amploarea, repet, manifestația asta absolut spectaculoasă și impresionantă de Sfânta Parascheva. Da, aici sunt două aspecte importante, dragul tati. Primul este, în viața ei, această fetiță minunată, la 10 ani, a auzit în biserică, cel care vrea să vină după mine să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze. A dat jos hainele de pe ea, de copilă, că era copilă de familie înstărită, a dat jos hainele de pe ea, s-a îmbrăcat în hainele unei fetițe sărmane și a părăsit casa părintească și a devenit monahie, la o vârstă atât de fragedă, a iubit oamenii și și-a dat propriile ei haine. Când ți-ai dat tu sacoul ăla de pe tine să-l dai unui sărman?
Când îți dai geaca de pe tine, când îți dai Adidas și din picioare pentru un amărât din căruia e frig? Da, stai un pic, aici vin cu contraargumentul, dar Sfântul Gheorghe a pus balaurul. Da, dar nu, stai că sfinții nu se măsoară după clasamente, că nu sunt toți. Păi asta zic, dar de ce la Sfântul e mai puțină lume la moște și la Sfânta e puhoiul ăsta de lume? Să spun de ce, pentru că Sfânta a trăit anonim, apoi a venit în România printr-un miracol, Vasile Lupu, când a făcut minunea de biserică Treierași din Iași, frumusețea aia de biserică, 1641, a făcut un gest extraordinar, a vrut-o pe Sfânta în România, și a adus-o în România. Din momentul în care Sfânta a venit cu trupul întreg în România, s-au săvârșit foarte multe miracole. În 1888 a ars toată biserica Treierari, toată biserica a fost crum, Victore, și trupul Sfintei a fost întreg neatins. Gândește-te numai la câte sute de grade sunt într-un incendiu, da? Mii de oameni s-au vindecat. S-au creat legături puternice. Sfânta asta, în toți Balcanii e iubită. A stat în Serbia, la Belgrad. Când pe oriunde te duci în Serbia, găsești Sveta Petka, Sveta Petka. În Bulgaria, la Vidin, în Constantinopol. Deci ea este foarte iubită pentru miracolele pe care le-a făcut după ce s-a înălțat la Dumnezeu sufletelul ei și trupul a rămas pe pământ. Deci această minune de copilă, care a murit la numai 27 de ani, gândește-te la asta, a trăit în sfințenie în pustiul Iordanului, în peșteră, și s-a dus la Dumnezeu anonimă, necunoscută de nimeni. Noi, cei mai iubiți sfinți ai românilor, pentru că ăsta e profilul românului, iubește omul smerit românul, pe la care se mândrește, îl aruncă din inima lui românul. Cei mai iubiți sfinți din România sunt Sfântul Dimitrie și Sfânta Parascheva, sfinți care au trăit anonim în viața lor, dar care au fost foarte puternici după moartea lor, făcând multe miracole, pentru că Dumnezeu dă sfinților acest dar al prezenței unde sunt chemați în rugăciune, în duh. Și atunci, tu dacă te duci la Sfânta și spui: Sfântă, ajută-mă și pe mine, ajută-mi copilul care are probleme, ajută-mi familie, simți în inima ta că Sfânta e cu tine. Personal am fost la Iași și când eram adolescent și mi-a zis bunica că Sfânta e vie, și atunci ca adolescent știi că ai așa câte o curiozitate, și am pus eu mâna pe trupul ei. Era cald. Și atunci copilul din mine am zis: Doamne, Sfânta e vie. Deci tu când te duci la ziua cuiva, te duci la cineva viu. Și toți oamenii ăștia s-au dus să o sărbătorească de ziua ei pe cuvioasa, și ne făcând clasamente între sfinți, o iubim pe Sfânta pentru smerenie, pentru răbdare, pentru speranță și pentru minunile concrete pe care le face în viețile oamenilor. Gata, mai scos din beznă, părinte. Mulțumesc mult că ai fost alături de noi în această seară, da. Și abia te aștept cu cea mai proximă ocazie, dacă mi-ai permis, pleonazmul ăsta în studio alături de noi, voi. Să fie Dumnezeu cu noi amândoi și cu telespectatorii noștri. O seară bună și mulțumesc mult pentru intervenție. Doamne ajută, dragul meu. Doamne ajută. Breaking news. Și acum difuzăm înregistrările explozive care aruncă în aer campania electorală, în crăgânturile dubioase ale prezidențiabilului Mircea Joană, cu oameni cel puțin acuzați de corupție. Apropiații lui Mircea Joană sunt implicați în încrângături dubioase. Denunțătorul din dosarul șpăgii de 10.000 de euro pentru numirea unui nou șef la Compania Națională de Investiții a fost interceptat în timp ce vorbea despre relații suspuse, noul membru în echipa de campanie a lui Mircea Joană. Eugen Pârvulescu are un trecut infracțional cu un dosar la DNA în 2021 pentru fapte de corupție, care încă se judecă, și cu noi acuzații aduse tot de procurorii anticorupție. Omul lui Mircea Joană părea și el să fie în spatele unor proiecte de investiții. Senatorul Eugen Pârvulescu, fost președinte al PNL Teleorman, a ajuns cu mandat de aducere la Direcția Națională Anticorupție cu acuzația de instigare la cumpărare de influență, anunțase cu puțin timp în urmă că părăsește grupul liberalilor din Senat și va activa ca independent. Cu toate acestea, Eugen Pârvulescu anunțase într-un ziar local că se alătură echipei lui Mircea Joană, candidat la președinția României. Domnule senator, sub măsura controlului judiciar, păi cum nu comentați?
60.000 de euro. Vă doreați să ajungeți șef? Vă doreați să ajungeți șef la Compania Națională de Investiții? Om, urmează și Joana să fie adus pentru a aduce explicațiile necesare? Atâția bani ați făcut de rușine să aduceți? Grocule, iar ai făcut de praf calitatea de senator, bă! Un alt personaj controversat, a cărui imagine este asociată cu a candidatului la prezidențiale Mircea Joană, este Rareș Mănescu. O anchetă amplă a dezvăluit legăturile lui Rareș Mănescu cu un controversat om de afaceri rus. Mănescu, fost primar din sectorul 6, a înființat o firmă alături de un afacerist rus în timp ce se ocupa de campania lui Mircea Joană, pe vremea în care acesta era secretar general adjunct la NATO, arată ancheta internațională. Mai mult, aceasta evidențiază o serie de ramificații care duc chiar și la un mercenar care a luptat în Donbas de partea rușilor. Un e-mail intern de la organizația lui Joană, care a fost obținut de reporteri, îl numește pe Rareș Mănescu drept coordonator al campaniei pe București. E-mailul respectiv este datat 5 aprilie. O invitație la un eveniment intern al campaniei îl arată pe Mănescu vorbind cu activiștii pe 13 aprilie despre progresul în crearea structurii organizaționale și a rețelelor de sprijin. Invitația lui Mănescu a fost trimisă cu doar 11 zile înainte de data procesului verbal întocmit la Tallinn pentru firma rusului Kozlov. Sunt câteva chestiuni pe care vreau să le lămurim pentru că e important. Mulțumesc foarte mult și îmi place întrebările tău. De ce nu vreți să lămuriți lucrurile domnului Cioan? Sunt purtătoră de cuvânt care s-a contrazis. Campania prezidențială a lui Mircea Joană a început oficial pe 11 septembrie 2024, la o zi după ce și-a încheiat mandatul ca adjunct al secretarului general NATO. Cu toate acestea, e-mail-uri interne și documente obținute de presă sugerează că Rareș Mănescu era implicat activ în organizarea campaniei încă din aprilie 2024, cu mult înainte de lansarea oficială. Joană a negat că ar fi desfășurat activități electorale înainte de septembrie și a subliniat că Mănescu nu a fost niciodată șeful său de campanie. Tot ce înseamnă asocierea lui Rareș Mănescu cu așa zisa campania mea. Eu n-am avut campanie până când am început această campanie oficial, când am plecat de la NATO. Cineva a spus că el a condus campania lui Joană când Joană nu avea o campanie. Nu vorbesc cu el. Păi de ce? Ce motiva să vorbesc cu el? Ca să lămuriți lucrurile. Ce face? De ce să lămuresc? Ce face el cu viața lui e problema dânsului. Ce fac eu cu viața mea și cu campania mea e problema mea. Nu e nicio legătură cu Rareș Mănescu și nicio legătură cu vreo asociere a lui Rareș Mănescu cu rușii. Cu mine, cu campania mea și cu atât mai puțin cu NATO. Acum, după toate dezvăluirile apărute în presă, Mircea Joană a șters de pe Facebook fotografia cu Rareș Mănescu aflat în primul rând la evenimentul de lansare a cărții Bătălia pentru viitorul României de la Craiova. Mircea Joană a afirmat că Rareș Mănescu a avut niște sarcini la mișcarea România Renaște, dar că acestea s-au încheiat în luna aprilie, cu mult înainte ca el să fie în campania electorală, când era încă la NATO. Ce însărcinare a avut Rareș Mănescu la România Renaște? Nu știu. Ce job a avut? Înțeleg că a fost, ca și mulți alții, sunt 7.000 de membri în acest lucru. Vreau să vă spun că există o comisie de integritate care funcționează impecabil și dacă vă uitați puțin la această fabricațiune, momentul în care Rareș Mănescu, se spune, n-avea nicio dovadă că a făcut nu știu ce business cu un rus, s-a întâmplat undeva prin luna iulie, mult după ce a plecat de la acea episodică prezență în mișcarea România Renaște. Din același cerc de oameni controversați care îl înconjoară pe prezidențiabilul Joană au apărut și noi înregistrări bombă. Ăsta e Johnica al nostru, un fricos, minte și ar face orice pentru funcție. Îl cataloghează bunul său prieten, penalul Marian Vanghelie. Ca și este Johnica al nostru, așa este. Deci încă o dată, te duc și eu acum să vezi câte semnături am strâns. La ampele mele 200.000, să vezi câte... Okay. Înțelegi? Eu spun că nu va avea nimic, îi uită tot. El, să spun una din calitățile lui, e fricos. Fricos, nu pe asta că văzutul, bă, e fricos pe toate, că c***. E nu ne recunoaștem bine, aș vrea să-ți mai dau două. Asta e toată lucrurile. Acum, vedeți, nu mi-e frică de nimic. Tâmpitul ăsta de Joană, că pare mai așa. Mecla lui cu NATO, la generația asta care vor să fie americani să mănânce McDonald's, prinde. Tâmpitul cum știi, da, mă. Vinde locurile bolnav de bani, e mincinos, e și e de toate. Deci e disperat. Dacă îl pui mâine să spui că este să... Știi că m-a gustat toate semnăturile? Te întreb așa ca să...
200.000 de euro. Nu merg nici dracu. Sau cum ar zice un clasic în viață, opriți grătarele, vorbește președintele. Vorbește domnul Joana. Vorbește domnul Joana, mă scuzați. Ce? Domnul Radu Cristescu, deputat al Partidului Social Democrat și participant voluntar sau nu, ne va spune domnia sa la discuția înregistrată și scursă în presă, în direct alături de noi. Bună seara, Radu! Bună seara, Victor Ciotacu! Bună seara, surioasă și invitațiilor dumneavoastră și telespectatorilor. Ce ești așa de oficial? Da, și de ce nu ești cu noi? Sobru, de... Ne iei de sus, de ne vorbești în vârful nivel. Buzelor, te-ai ajuns? Ești comesean cu Vanghelie? Ne sfidezi? Când încep să contezi, intri prin telefon la domnul Așa. Vă rog domnul Cristescu, dacă suntem așa oficial, zice, puteți să răspundeți aroganțelor domnului Drăghici? Aș fi vrut să fiu alături, dar deocamdată stau ascuns, să nu mă găsească Vanghelie, că și așa m-a amenințat aseară printr-un mesaj. Opa! Ai primit un mesaj de amenințare de la Marian Vanghelie? Hai să redevenim serioși. Da, am primit aseară sau altă seară, nici nu mai țin minte mesajul de amenințare. Poți să ți-l trimit ție în privat să-l vezi, fără să-l dai. Da, te rog, chiar te rog. Nu o să mă duc la miliție, că nu sunt în caracter nici să mă duc la miliție și nici să înregistrez. Deci nu ești tu autorul înregistrării? Nu sunt Victor Ciutacu autorul înregistrării, pentru că la cât de tare m-a enervat Marian Vanghelie, crede-mă, te rog frumos, că le dădeam pe toate. Că dacă eu eram autorul înregistrărilor și la cât de tare m-a enervat Vanghelie, le dădeam pe toate. Și atunci să vezi distracție, Victor Ciutacu, stărea și el și cu Johnica Naier, amândoi. Doar că nu sunt eu autorul, din păcate acum, pentru că Vanghelie nici nu s-au scurs bine înregistrările și zice, domnule Radu Cristescu m-a înregistrat. Dar de unde știe el că am înregistrat eu în condițiile în care nu eram numai eu? Erau mai multe persoane acolo. Câți oameni erați și la discuția aia? Confirm acum autenticitatea discuțiilor. Câți oameni erați la masa aia sau ce-o fi fost ea unde s-au făcut înregistrările? Mă, când am intrat eu acolo erau mai mulți, erau vreo 20 acolo. Masă bogată? Din umbră, eu știu, alu-geoară, probabil ca... Nu o să spun cine era acolo, pentru că iarăși nu-mi place să spun niște lucruri, nu o să în fire să spun aceste lucruri, doar așa, printre altele, spun că era și un general dintr-un serviciu de informații, bine, în rezervă, dar penal și ăla. Te referi la Mitică Iliescu? Nu era Mitică Iliescu, nu. Nu era Mitică Iliescu. Ok. Vreau să mă întorc la afirmația ta precedent. Dacă aș fi avut toate înregistrările și le-aș fi făcut, eu le-aș fi dat pe toate publicității și abia atunci sărea Gionică în aer. Să înțeleg că partea care n-a fost difuzată din înregistrările alea este mult mai gravă decât ce am auzit noi pe post? Victor Ciutacu, nu este gravă, este foarte gravă. Crede-mă că am proprietatea cuvintelor. Au fost trei întâlniri. Asta este din prima întâlnire. Sunt primele 4-5 minute din discuție pe care le confirm. După aia mai a fost o întâlnire și încă o întâlnire. Și ce s-a discutat acolo este mult mai grav. Acum sunt curios dacă s-au înregistrat toate discuțiile. Tu ai fost... Nu mă apuc eu să te trag pe tine la răspundere cu cine ești la masă, ești major, ești vaccinat, ce treaba ta. Am ieșit eu cu suficient de mulți penali la masă ca să întrească, să intre pe alții, de ce o fac. Da, îmi permit să te întreb, ai încercat să-ți găsești un refugiu în afara Partidului Social Democrat sau o soluție de rezervă în caz de Doamne ferește? Că am înțeles că la voi la liste e ca la medicină, pe vremuri 10 pe loc. Nu aveam, Victor Ciutacu, de ce să-mi caut un refugiu, pentru că eu nu am probleme în Partidul Social Democrat, am locul meu în Partidul Social Democrat și nu aveam ce să caut, adică ce să caut eu alt loc decât cel care l-am. Pe de altă parte, ceea ce nu se aude în înregistrare este că eu când am intrat la Vanghelie, i-am spus foarte bine, domnule, stai un pic ca să ne înțelegem. Nu cumva să crezi că am venit eu la tine. Doi oameni m-au rugat să vin la tine, că vrei să mă vezi și vrei să-mi spui niște lucruri. Așa a început discuția. Omul a vrut să mă vadă, îmi pun și eu întrebarea de ce tocmai pe mine și, sincer, cred că eu am fost găina de acolo, nu găina lui tătarul, deci cred că am fost găina de la aceste discuții.
pentru că îmi pare foarte rău că am căzut în plasa acestui individ. Pe numele lui Vanghelie, normal. Bun, stai un pic. Bănuiesc că nu-l cunoști de la altă ieri dimineață pe Maria Vanghelie, da? De ce dintr-o... Eu nu-l cunosc bine pe Maria Vanghelie, atenție, foarte bine. Am avut câteva întâlniri de-a lungul timpului. Bun, dar Maria Vanghelie ți-a făcut vreo ofertă? Ți-a, nu știu, te-a tentat să intri în construcția lui politică, aia la care deja a strâns 200.000 de semnături? Și pentru care a cheltuit 300.000 de euro, conform spuselor lui? Păi stai un pic să ne înțelegem, semnăturile au fost pentru Joana. Și pentru Joana. Deci semnăturile, deci, semnăturile au fost pentru Joana. Bun, uite... Da, semnăturile au fost pentru Joana. Păi nu, că Vanghelie, ulterior, într-o intervenție televizată, a spus că semnăturile erau pentru partidul lui, PSD-ul ăla, despre care săptămâna trecută domnul Geană spunea că nu știe să fie implicat în campania electorală a domniei sale. Deci, până la urmă, semnăturile erau pentru candidatura lui Mircea Geană? Erau candidaturile lui Mircea Geană, da, probabil pe care el le-a dublat și le-a folosit și pentru partidul ăsta lui. Ce legă... Să lămurim și scenariul. Deci, Vanghelie m-a căutat și m-a rugat ceva. Acum, în legătură cu Cristi Diaconescu, dacă s-a înțeles foarte bine... Te rog, nu s-a înțeles foarte acolo, bine. Păi spun eu ce s-a întâmplat cu Cristi Diaconescu. Te rog. Deci eu când am ajuns acolo, Maria Vanghelie, în afară de ceea ce m-a rugat și ceea ce mi-a propus și discuțiile care au fost, care încă o dată, cu riscul de a mă repeta, nu stă în caracter să le dezvălui acum, a fost și această problemă prin care mi-a spus, domnule Joan, o să iasă președinte, mi-a explicat și de ce o să iasă președinte. Și construcția este făcută în felul următor. Cristi Diaconescu se va retrage în momentul oportun și îl va susține pe Mircea Geoană. Și a spus că a avut o întâlnire cu Mircea Geoană și că sunt doi căpoși și că s-au certat și nu s-au înțeles deocamdată, dar Cristi Diaconescu a venit la el și s-au înțeles și el, Marian Vanghelie, este garantul faptului că Cristian Diaconescu se va retrage. Eu i-am spus lui Vanghelie, zic, domne, eu pe Cristi Diaconescu îl cunosc de când era în siajul lui Băsescu. Cristi Diaconescu nu se va retrage și i-am spus și de ce nu se va retrage. Deci cam asta a fost construcția lor. După aia construcția lor... Dar de unde, aveau ei garanția, de unde aveau ei garanția că s-ar retrage Cristi Diaconescu? Garanția că se retrage Cristi Diaconescu este că a discutat Vanghelie cu Cristi Diaconescu. Repet, Cristi Diaconescu, ceea ce spune Vanghelie, că a avut o discuție și cu Joană, doar că nu au reușit să se înțeleagă, zice, domnule, amândoi sunt pe externe, sunt căpoși, orgolioși, dar eu sunt garantul că se va retrage. Pentru că în spatele acestei construcții a lui Mircea Geoană, în spatele acestei campanii a lui Mircea Geoană, este pur și simplu Maria Vanghelie cu o grămadă de indivizi, cum îi place lui să spună. Generali, externe, aș vrea să revin, să mai fac o încercare, că știi că sunt ambițios. Generalul în rezervă din serviciile secrete era Cătălin Voicu? Nu. Nici Mitică Iliescu, nici Cătălin Voicu? Că mai mult. Nu, nici Cătălin Voicu, dar am înțeles că sunt în siaj, în echipă. Deci ce spune Vanghelie? Și ca să mai lămuresc încă o chestie în care Vanghelie spune că nu. El nu știe că nu știe. Deci, Vanghelie ține legătura cu Joana, dar în schimb foarte, foarte... discret. Nu la vedere, pentru că, într-adevăr, este frică lui Joana să întâlnească cu el. Doar că legătura puternică, din ce spune și Vanghelie și ați auzit și pe înregistrare, este că ține legătura cu Mihaela Geoană. În momentul când strigă după unul Paul, se aducă telefonul să-mi arate mesajele cu Mihaela Geoană. Dar ți-a arătat mesajele cu Mihaela Geoană dacă tu l-a chemat pe Paul cu telefonul? Nici asta nu vreau să vă spun acum. Nici asta nu vrei să ne spui acum? Dar mi-ai promis că mi-ai promis mesajul de amenințare de la Maria Vanghelie. Cu promisiunea mea publică... Nu-l pui pe post. Ți-am promis. Ne promitem unul pe altul, ne ardem unul pe altul. Și apropo de ce spuneai tu... Uite, acum ți-l trimit. Cristi, chiar ar fi bine să mi-l trimiți cât sunt în direct, nu să-l citesc pe post, dacă să am confirmarea că mi-l ai trimis. Cristi Diaconescu m-a sunat astăzi și m-a asigurat, mă rog, permițându-mi sau dându-mi, dacă vrei, abilitarea de a comunica opiniei publice, că n-are nici cel mai mic gând să se retragă din cursa prezidențială. Dacă minte Cristi Diaconescu... Dacă are susținerea PSDI în frunte cu domnul Vanghelie, ți-a confirmat?
Nu, a spus că n-are nicio legătură. N-am înțeles. Dacă mi-ar... Nu, pe Victor îl întrebam. Întreba Alice dacă mi-ar fi confirmat Cristi Diaconescu că are susținerea PSDI-ului. Ți-am trimis mesajul, Victor Ciutacu. Domnilor, și acum un moment de tensiune. Da. Dar nu mă duc la miliție, că... E ceva grav? E ceva serios? Nu, n-a amenințat cu moartea, dar nici frumos nu e. Dar Vanghelie scrie pe WhatsApp, uite, vezi... Nu, de când Vanghelie scrie, eu cu începutul, nu de când scrie pe WhatsApp. De când am pierdut legătura cu Marinu și nu știam că s-a dedat la WhatsApp. Da, există un mesaj. N-am crezut că acum, în 2024, să mai înregistrează lumea la discuții. Da, dar, în fine, da, dacă tu ai crezut... pe unii... Tu te-ai bazat pe buna credință a participanților la Sfânta Masă acolo, că nu se înregistrează unii pe alții? Păi nu m-a interesat, îți spun foarte sincer, nu m-a pasionat subiectul, nu m-a interesat să stau în gardă eu sau să mă gândesc că se înregistrează. Dar da, te-ai văzut de trei ori cu el, Radule. Te-ai văzut de trei ori cu el, părea că te interesa să te vezi cu Vanghelie. Eu nu-ți fac un reproș din chestia asta, dar e greu de crezut că doi oameni care nu sunt interesați unul de altul sau unul care nu e interesat de celălalt să întâlnesc de trei ori. Și hai să-ți mai spun ceva. Vanghelie e foarte precaut. M-a prins de mână, m-a prins de sacou, m-a prins, m-a apăsat pe sacou să văd dacă am ceva. Dovada este că unul de lângă Vanghelie m-a sunat în timp ce eram acolo ca să-mi trimită un mesaj și zice, domnule, vezi că te sun. Și a zis, domnule, am telefoanele în mașină. Adică, și mai vreau să spun o chestie. Vanghelie zice, a fost avertizat totuși că voi fi înregistrat și sunt foarte precaut și că 7 din 10 trădează. Și a zis, bă, trădează 10 din 10. În fine, cam asta a fost discuția. Dar revin. Dacă ies restul discuției, e deranj mare, Victor Ciutacu, pe terenul de fotbal. Pot să mai fac o încercare, nu cu privire la identități, ci cu privire la locul unde s-ar fi petrecut întâlnirea? În un restaurant pe Calea Victoriei? Nu, e la el, la sediul lui de campanie. Deci n-a fost la tradiționalul restaurant unde prânzești? Nu, e un sediu de campanie ultra-luxos, așa? Foarte frumos, a rămas și eu blocat, în spatele guvernului. Dar, Radu, pentru cine campanie? Că înțeleg că domnul Joan... Pentru PSDI. Bun, ok, PSDI, am înțeles că și din discuția înregistrată rezultă că el este președintele acestui PSDI și doamna ministru Andronescu este secretar general la PSDI. Adică baba. Hai să nu mai repetăm cuvintele astea. Bun, întrebarea este, pentru cine face campanie PSDI? Că domnul Cristi Diaconescu îi spune lui Victor că n-are nicio treabă cu niciun PSDI și niciun Vanghelie. Domnul Joană se dezice de el, spune că și-a strâns semnăturile prin, cum se numește, platforma România Renaște. Da. Deci pentru cine e sediul ăla? Sediul de campanie pentru cine? Haideți să vă spun ceva. Uite, un lucru care l-am omis să-l spun, dar nici nu știu dacă să-l spun sau să nu-l spun. Printre lucrurile prin care m-a rugat Vanghelie, mai multe lucruri, e urma și o întâlnire cu Mircea Joană. Urma și o întâlnire cu Mircea Joană? Da, cu Mircea Joană și cu Mihaela Joană, într-un loc public, dar nu să stăm neapărat împreună, cât să dăm mâna și să ne trimitem bezele, să spunem că totul este în ordine și că el sprijină, în condițiile în care toate afișele PSDI-ului vor fi cu candidații pe față, deci unul de deputat, unul la Senat și pe spate PSDI susține Mircea Joană. Vanghelie va candida și el la Parlament? Nu mi-a spus chestia asta, nici nu l-am întrebat, nici nu m-a interesat. El vrea să conducă România, probabil, că asta este interesul. Dacă este Joană președinte, vrea să conducă România și dacă veți auzi restul înregistrărilor, veți înțelege cam ceea ce se întâmplă. Radu Cristescu, mă uit acum pe stenogramele înregistrărilor, că încercam să identific un pasaj să te întreb de el și mi-apare un nume. Cer Rădulescu. Da, mă, e un deputat mitralieră? Care a fost da, deputat PSD. El e? Da. E în partidul domnului Vanghelie sau pur și simplu a tatonat și el să vadă dacă găsește un loc la... Am înțeles că
În fine, n-are importanță, Cătălin mi-e prieten și nu vreau să spun dacă este sau nu. Nu, întreb, că na, până la urmă sunt, apar foarte puține nume în transcriere. Nu știu cine a făcut transcrierea, dar spune Marian Vanghelie, Radu Cristescu și Cer Rădulescu. Deci e Cătălin Rădulescu, da? Cătălin Rădulescu, care da, probabil că va candida. Ah, ok, na, onoare muncii. Da, deci, domnilor, dacă doamna Andronescu dorește să intervine sau să emită un punct de vedere public, oficial, e invitata mea și știe cum mă găsește. Înțeleg că ai mei colegi se chinuie să o găsească pe doamna Andronescu de vineri seara de la orele 22, când s-a difuzat pe post prima înregistrare. Doamna ministru, dacă mă vedeți, dacă mă auziți, știți cum să dați de mine... Cu cea mai mare plăcere vă stau la dispoziție eu și postul nostru de televiziune. Îți mulțumesc mult, Radu Cristescu, pentru precizările. Încă o dată, te rog. Eu vă mulțumesc și sunt curios ce urmează. Dar încă o dată vreau să vă spun că el și-a dorit o întâlnire cu mine, Marian Vanghelie, și pur și simplu am fost într-un loc nepotrivit, într-un moment nepotrivit. Am căzut, știți cum se spune, la ora 11 noaptea, pot să spun că musca încărcat. Scuzați expresia musca. Mulțumesc mult, domnul Cristescu, că ați fost alături de noi. În lapte, da. Asta, așa să-și înțelesese. O seară bună, vă urez Breaking News. Doamnelor, domnilor, habarnista reziștilor insistă în continuare că vrea să ajungă la Cotroceni. Cum a reușit să se facă de râs a nu știu câta oară de când s-a lansat în cursa pentru prezidențiale, au făcut colegii mei un material care sigur vă va plăce. Ce rol știți că are Turcia în planul regional de apărare al NATO în raport cu România? Ai de capul meu! Răsim și tu la fel, haide în Turcia! Eu, ca președintă al României. Rolul Turciei este unul foarte important, că... Doamna digerintă, ca să rezervăm cu asemțele. În momentul de față nu lasă să treacă vapoarele din zona Ucrainei. Unde lucrați? Vedeți, desigur este vorba despre un capac de WC de care nu se lipesc microbii. Eu sunt o doamnă în adâncuri, dar până la 15 ani am crescut la țară. Păi eu am săpat ogoare, am săpat după copaci, am săpat după râme. Mă jur pe familia mea, e nebună femeia și să știe și ea că ea se uită. Ești nebună. Cred că ar fi grozav dacă am avea mai multe trupe străine în România, pentru că e demonstrat că în țările în care au existat trupe străine NATO pregătite de luptă, acelea nu au fost niciodată atacate. Știți, și cred că ar fi important. În România câte trupe străine avem acum din NATO? Da, avem doar o singură trupă de luptă. What? Și avem din Franța, din Anglia. Cred că cam atât. Nu știu dacă nu, cumva și din Italia, dar nu. Cred că e vorba de... Vă referiți la grupul de luptă al NATO? Da, da, da. Și mai avem din Statele Unite, care sunt cei păi mai mulți. Din Statele Unite, da, bineînțeles. Domne, pupați-aș tălpile tale. Ce vorbe? Că femeia asta se poate, ar putea ajunge în visele unora președintele României. Și să se întâlnească cu Trump. Gândiți-vă, zici, câștigă la scurt din noi și câștigă Trump în America. Da. Ce Trump, mă, să treacă cu bulgarul, oricare, cu cine vrei tu la un moment dat. Hai, mă, unde că e la Rusia, ce ai, nu ajunge până la sol. Vezi, când candidezi, nu e suficient să îți anunți candidatura. Și să ai, păi nu, Elena are vrăjeala ei de fost reporter de live, da? Să ai vrăjeală. Un minimum de informații, minimorum, în orice domeniu. Minimum, da? PIB-ul, cât e? Ce e inflația? Cum se formează prețurile? Stai un pic, mai e un lucru. Câți militari NATO sunt dislocați în România? Atâtica, să uite, știi. Eu și cu Turcescu, el albi mai mult, eu am albi mai puțin, dar am început. Nu te mai lăuda cu chestia asta, meseria că nu după asta. Albi, vine, da. Așa. Băi, deci așa. Te duci tu, da. Elena Lasconi, care a lucrat o căruță de ani în știri, da? Și te duci la interviu la Anca Grădinaru. Dincolo de faptul că, mă rog, o minimă cultură a meseriei ar trebui să îți aprinde imediat beculețul despre cine este Anca Grădinaru și ce tip de interviuri face ea, da? De-aia plătești pe ăla cu 16.000 de euro, pe urmă, măcar să-ți spună dacă tu nu știi, da?
Bun, presupunând că n-ai făcut-o nici pe asta, dai dracu un search pe Google și dai Anca Grădinaru interviu. Și o să vezi că Anca Grădinaru face interviuri, foarte întâmplător mi-a fost și colega Anca, face interviuri cu precădere pe teme de-astea care țin de securitatea națională. Cu șefi de servicii secrete, cu șefi de oștiri, nu la Anca Grădinaru, zise comandantul oștirii române că n-avem voie să doborâm drona ucraineană pentru că n-avem legislație și așa mai departe. Și hai să vezi o pleiadă de interviuri făcute de Anca Grădinaru, inclusiv cu faimosul domn general Coldea, între alții, că Anca a fost a doua care a făcut după mine. Da? Mă, deci putea să-ți treacă pân cap, bă, dacă mă duc la aia. Și dat fiind când la Constituție zice că eu sunt comandantul suprem al forțelor armate după ce cuceresc Cotroceniu, asta sigur mă întreabă de o știre, de război, de dracu, de lacu. Punem niște... Da, da. Un minimum de informații. Cum ziceam când făceam noi presă scrisă? Faci. Bumbi, nu? Da. Pe prima pagină. Da, fă-mă și mie 10 bumbi. Cu ce dracu ar trebui să știu? Ce caută NATO în România și câți soldați are? Unde suntem noi implicați? Ne batem sau nu ne batem cu Putin / Zelenski? Tristețea e că ce vorbeam și mai devreme, scuzați exprimarea, nu contează. Adică da, nu. Lumea e pe alte comunități. Aia, iar a ei o susțin orice ar fi. Nu, nu contează. Cred că nu numai a ei, dar ignoranța e bine primită. Am observat și eu asta. Da? Lipsa de informare, superficialitatea, lipsa de știință de carte, sunt la mare preț. Când vede cineva că unul gândește că are școală, că e deștept, deja devine antipatic. Deja devine repugnabil, deja nu. Deci, iar ea... e ok. Nu, deci este... Domnul general, România mai avut și era să mai aibă președinte superficial. Dar într-un asemenea grad de ignoranță, eu nu cred că am văzut un candidat. Nu, și am văzut toate campaniile. Nu, nici când era Mudava. Mă țineți minte pe Mudava? Vindecătorul, ce păcatele da, mele era. Da, dar nu mai știu ce era cu el. Mudava, măcar pe specificul lui, era, ne-a făcut și... Getodac. Așa, Getodac, da, cum să nu a fost, a fost și dezbateri la TVR. Nu mai țin minte, numele mi-e cunoscut, dar nu mai știu ce era și mai uită-te și tu în CNP. Așa. Deci, domnule, n-am văzut hal de ignoranță dus, repet, pe atâta cum și cu atâta emfază. Mă, sunt prost, dar nu fluier. Chestia că mă doare... Sau nu realizez că sunt proști, atunci fluier. Este singura femeie care candidează la această funcție. Nu adevărat, candidează și Ana Birceal. Care a fost singura care are cât de cât șanse. Da, mă rog, care... Este compromițător. Care are procent supraunitar în sondajele de opinie, da. Deci este compromițător, este o chestiune... Da, adică dacă România s-a găsit atâta să aibă o femeie președinte și a găsit-o pe asta... Deci mi se pare... Deci e o chestiune care afectează și viitorul vieții politice românești. Prin prestația dânsei, pe care nu o pot numi altfel decât jalnică, subminează ideea că în România ar putea să vină la un moment dat un președinte femeie. Efectiv, dânsa dovedește un nivel care nu depășește cel al unui primar de provincie, ba chiar e sub nivelul unui primar de provincie, că ăla mai trebuie să știe ceva în caz de organizare, mobilizare, în caz de alertă, în caz de apărare civil. Însă e total sorcova, îmi pare rău că trebuie. Ați auzit-o cu aia cu Turcia? Domnul Mașcan. Da. Ah, a zis că, și ce părere are că Turcia oprește Turcia la NATO sau nu știu ce o chestie. Ce ai mai zis că Turcia oprește exporturile de cereale ucrainene. Deci navele ucrainene. Navele ucrainene cu cereale. Asta... Deci era de dreptul pe tovărășie cu Putin. Deci nu știe de Bosfor, de pe unde merg navele, de blocadă, de nu are lucru. A zis și de bine, a zis că suntem parteneri, a zis de bine. A zis că suntem parteneri în NATO, pe bune, domnul ministru, dar asta cred că știe și un copil. Și Vanghelia a zis că e partener cu Cristescu și uite ce a pățit. Nu? Nu e bine nici să te lauzi mult cu parteneriatea de asta. Deci, nu știu, realmente, deci repet. Realimente. De realimente, da. Ați văzut că a zis tot la... Deci interviul eminent. Ăsta a fost absolut incredibil, exact eminent, în care a spus, am o presimțire că la anul se termină războiul din Ucraina. Sau simt asta, nu știu. Cum a zis, cuvântul ăla prețios al lui Joana, mă, Robert, că l-am uitat.
Ăla, mă, când a zis... Așa a zis, simt, presimt, nu știu, am un feeling, nu știu, deci o chestie... Presimțământul, nu știu ce... Nu, dar zici, Ioana, unul grav de tot de la brătie, da, așa. A ieșit din minte, da. No. Doamne, da. Nu reușim nici măcar să reținem ce spune vorba. Da, mă, că oamenii se exprimă elevat, vă depășesc mult, ca... Băi, Elena, Sănuțe îi place cu de-asta în văzut, mă, cu microfonul, cu cântat, cu nu știu ce, cu una... Să simți așa de bine într-o cârciumă, a fost weekendul ăsta până neamț pe acolo. I-a plăcut mult. Și mie îmi place la cârciumă cu Lăutar, dar nu vreau să vă fiu baci. Păi, ele, nu s-a întrebat să o întrebă de NATO, de cutare, de nu știu ce. Dar ea zâmbește frumos și s-o pui la de-astea. Doamne, s-a semnat pacea! Ce vorbești? Doamnelor, domnilor, primarul Daniel Băluță anunță într-un text pe Facebook, evident, să-l citească toți reziștii, că pentru siguranța bucureștenilor și pentru a se evita o nenorocire, își retrage buldozerele, gârdulețele și ce Dumnezeu a mai pus acolo. Buldozerele la Românicușor. De mâine, mă rog, tehnica dând dotare. Și că de noaptea asta, de la orele 24, e pace. Cum ar spune Floricica Dansatoarea, să fie pace! Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și vă las cu Larisa Popa. Bună seara, Larisa! Bună seara, Victor, doamnelor și domnilor, vă aștept în câteva minute cu o ediție specială a știrilor România TV. Polițiști locali bătuți, violențe în centrul capitalei. Nicușor Dan s-a dus cu buldozerul să dărâme gardurile. Vă arătăm momentul în care polițiștii s-au bătut între ei. Venim în fața dumneavoastră și cu înregistrările procurorilor din cabinetul lui Nelu Tătaru. Investigatorii sub acoperire au fost infiltrați acolo printre pacienți. Am lăsat de o friptură, toți muncim pentru bănuț, a spus unul dintre pacienți când a lăsat șpaga pe birou. Influencerul beat fost polițist urmărit și încătușat de poliție. Vă detaliem totul în scurt timp când vă arătăm și imagini impresionante. O mare de oameni la pelerinaj. În timp ce unii, iată, se roagă pentru sănătate, alții își bat joc de sănătatea oamenilor și dau dovadă de culmea ticăloșiei. Politicianul care a vândut aparatul RMN. Cine este și ce au decis procurorii anticorupție? Vă spun în scurt timp toate acestea, dar și multe altele la fix. Vă aștept, rămâneți!